Hello my people and welcome to my channel. Viitorul perfect. Există și în limba română, există și în limba engleză și despre asta vom discuta astăzi. Ce este viitorul perfect? Păi, să pornim de la un exemplu ca să vă fie mai clar. Mâine la ora 5 eu îmi voi fi făcut deja temele. Adică vedem o acțiune ce va avea loc în viitor, mâine, ca fiind deja terminată. Dacă vă mai amintiți, eu vă spuneam că perfect vine de la perfectum, care înseamnă terminat, sfârșit. Așa că viitor perfect va fi un viitor care este deja terminat sau pe care îl vedem ca fiind deja terminat. Există și în limba română, nu se folosește foarte des. Stați liniștiți, nici în engleză nu se folosește foarte des. Se folosește strict pentru această situație, atunci când vedem o acțiune în viitor ca fiind deja terminată. By tomorrow morning, by tomorrow at 5, by next week, by next month. Așa stabilim termenul până când acțiunea va fi deja terminată. Și acum că știți când se folosește viitorul perfect, să vedem și cum se face. Vom avea nevoie de ceea ce ne trebuie la orice timp viitor, și anume particula de viitor will și verb la prima formă. Și vom mai avea nevoie de ceea ce ne trebuie la orice timp perfect, auxiliarul have și verb la forma a treia după el. I will have done my homework by tomorrow at 5. I will have finished the project by tomorrow at 5. Da? Îmi voi fi terminat tema sau proiectul până mâine la ora 5. La forma negativă ne mai apare doar negația not. I will not have finished my project by tomorrow at 5. Sau putem folosi și forma scurtă, I won't have finished. Iar la întrebări, după cum știți deja, se face inversiunea subiectului cu ceea ce este după el. În cazul de față tot will. Will I have finished my project by tomorrow at 5? Definitely.